Escândată silmene gut paragut mena siber jaroti proaste mene gut menai. Și se spune, zice Domnul, să nu cazi în desnădejde. Lupta va fi mare, vrășma și furios. Dar la cârma ta, popor de legământ, nu este un om, este Iisus Hristos, Domnul Slavii, care ți-a vorbit de nenumărate ori prin robii lui, ale cantosiber, jarăti presta manea gotmenai. N-aș putea să spun, simt paragotmenai, căci nu vei avea necazuri. N-aș putea să spun că nu vei fi lovit, prigonit și bajocorit, pentru că, iată, așa am fost și eu, Domnul Slavii, simt paragutmenai și așa, iată, vor trece și acei care, iată, vor să rămână cu mine cu prețul vieților, deși eu vă sfătuiesc și vouă. Elicanadiu, simt paragutmenai, vă spun, Ava, Sibermanagot, puțin, puțin, foarte puțin a mai rămas, timpul de pace, timpul de libertate, fiecare știți, pentru că, iată, v-am înștiințat și într-un fel și în altul, știți ce aveți de făcut, aleluia, stați aproape de mine, si paragutmena, sim paragutmenai, așa cum o stat poporul, sim paragutmenadios, elimatio sibertus menigutmenai, și erau conduși de onor, canadiu siber șmenigutmenai, așa vreau să vă conduc și pe voi, zice Domnul. Ruit menadiu sim paragut menadiu firul de jarotit presta maneagot. Dar iată, zice Domnul, de multe ori nu mă ascultați glasul meu, de multe ori sim paragut menai puneți la îndoială. Iată lucrarea și cuvintele mele. Ricanto siber managot menai întrebându-vă, oare eu vorbesc, oare așa să fie? Da, răspunsul este, sim paragut menai, am vorbit, zice Domnul, pe înțelesul vostru, se vor împlini, zice Domnul, toate rând pe rând, pentru că așa îmi grăbesc venirea, dar așa îmi pregătesc și poporul. Mulți nu vor, zice Domnul, să ia seama și iată că vor rămâne, cheramen acolo de sentomatio de grutmenai, unde va fi plânsul și scrișnirea dinților. Voi țineți-vă cu ambele mâini, de pola hainii mele, che para de stemene got para got menadios, fără să vă teme ce va fi și cum va fi. Voi adunați-vă puterile și spuneți, Doamne, voia ta să facă și în cer și pe pământ, pentru că, iată, am strigat de o bucată bună, bună de vreme, ca ai mei, poporul meu, care îmi înțelege glasul și vrea să mă urmeze, să iasă din cetățile mari, să se adăpostească, elicanamena gutmenai, iată la înălțimile munților, jemanio contasilimena di severe gutmenai, și la locurile unde eu, Domnul, am să-i mân, zice Domnul, și rotiformenai, oare nu ți-am spus că am și cetăți însemnate, unde, iată, Tira halo paragot menai, te bălugul morții nu va trece, pentru că iată am însemnat și cortul am însemnat, rimantoș paragut menadio, silmene te gut menai, da, și din cei aleși ai mei vor cădea uciși de sabie, vor cădea uciși și în campara de stemene gutmenai, e armele zingăitoare. Nu te teme, zice Domnul, la Dio de gutmenai, că ceea ce este îngăduit, vei trece, dar ceea ce nu-i îngăduit și vreau eu să păstrez rămășița, voi păstra-o și dintre voi și dintre copiii voștri, fac ce vreau, că-s Dumnezeu și iată mi-i dată puterea și în cer și pe pământ. Ruit menai, salimene diste mene gut menai, uită-te și tu turmă răscumpărată, ceea ce face poporul meu, jem paragut menai, cum mai pot să rab, cum mai pot, zice Domnul, să privească ochii mei, spurcăciunile făcute în asimantovol mena diste paragut în ascuns, o șem paragut de semene gutmenai, chiar în sioanele mari, văd atât, atât
atâta răutate, atâta mândrie și mândria este înaintea căderii, zice Domnul. Elimano comena gotmenai, ce ți-ai spus ca să-mi conducă turma? Iată că o conduc după pofta inimilor. N-au havarul de oiță lovită, e melușelul rămas în spini. Jempara gotmenai, de aceea flămândă, de aceea setată, n-au habarul. Vai, vai, cum mă voi judeca cu astfel de suflete care, iată, au avut grijă de pântecul lor, salimana de semenegut, și iată că oile mele sunt împrăștiate pe voi, pe la managot, pe managot adânci, prin stânci, prin jem paragut menai, rimena cantoș menegut, prin depărtări, iată sunt împrăștiate, dar la striga mea, iată le voi aduna în staurul meu, ricanto paragot, paragot, sincam paragot menai. Astăzi am hotărât să-ți mai spun lucrurile care iată sunt în față și ceea ce urmează, zice Domnul. De și adunați-vă câte vreme se poate, la timp și ne la timp, în urdeițele ascunse, și acolo stați de vorbă cu stăpânul vostru, tată, că și în vremurile de restricție și în vremurile de război, care iată va fi negreșit, și în vremurile de prigoană, iată eu voi fi cu voi, vă voi vorbi prin puterea Duhului Sfânt. Rimentuș paragot, prin vise de noapte, prin darul vedenilor, zice Domnul, și-n paragot menai, dar nu veți putea ca în vremuri de acestea, pentru că iată curentul se va lua, termanacot menai, tehnologiile, zice Domnul, nu vor mai funcționa, cheromatisem paragot menai, și voi veți fi urmăriți pas de pas, dar iată, zice Domnul, am să lovesc pe unii cantuși paragot menai, răufăcători, atunci când iată vor îndrăzni să caute pe aleșii mei, am să lovesc cu orbire, e cantuși paragot, simenegot, silmenegot, pentru că îmi păstrez rămășița, încă o dată spun, jarotifor menai, ca să lucrez cu semne și minuni, chiar și din voi, zice Domnul. Am să lucrez cu mare putere, carimena comena got, veți porunci, jencam paragot mânai, iată morților și morții vor o ființă, șem paragut menai și se vor ridica în picioare, iată la porunca mea și în paragut menai și prin gura voastră voi face semne și minuni, rămâneți statornicii mei, rămâneți la îndemâna mea, căci gura Domnului a vorbit, amin, amin.